După modelul concertului de caritate ce a avut loc duminică la Salău, la Baia Mare se prelungește seria de binefaceri făcute de către artiștii sălășeni. O parte dintre protagoniștii concertului organizat pentru Giulia vor urca pe scena din Baia Mare pentru a concerta pentru copiii care suferă de autism. Un concert caritabil care își propune să-i ajute pe copiii maramureșeni diagnosticați cu tulburări din spectrul autist va avea loc la sfârșitul acestei săptămâni. 5 artiști internaționali s-au alăturat campaniei de strângere de fonduri inițiată de Asociația Autism Baia Mare, aceștia urmând să susțină un concert de muzică clasică. După ce au concertat duminică la Zalău, s-au alăturat acestei campanii și muzicieni din Sălaj. Este vorba despre tenorul Sergiu Chirilă, pianistul Ciprian Ghiurco, flautistul Florin Țârlea și soprana Camelia Țârlea. Alături de ei va concerta baritonul Marius Împelian. Potrivit reprezentanților Asociației Autism Baia Mare, cei 4 artiști sălăjeni s-au oferit să ajute asociația cu acest concert pro bono. Potrivit organizatorilor, concertul caritabil va avea în program atât fragmente muzicale interpretate vocal, cât și recitaluri de pian sau flaut. Spectacolul va avea loc sâmbătă seara, începând cu ora 18, la Liceul de Artă din Baia Mare.